De ce a scăzut hidroelectrica așa mult în ultimele zile, sau mai exact, în data de 22 și 23? Ei bine, sunt mai multe lucruri, zic eu, emoționale, pe care investitorii le-au făcut. Ei bine, vreau să ne uităm împreună peste două prețuri țintă date de diverse bănci de investiții. Și să-mi spun și eu părerea mea și ce o să fac de aici încolo cu hidroelectrica, care a scăzut destul de mult. Vedem că astăzi abia mai sunt cu 31 de lei pe plus, când aveam un profit destul de bun, da, de aproximativ 1000 și ceva de lei. Putem să vedem cum era în data de 19, aveam un profit doar pe hidroelectrica de 1932 de lei. Și vreau să vedem împreună dacă trebuie să ne speriem sau nu. Ei bine, eu investesc în hidroelectrica pentru mai multe motive. Unul la mână pentru că este o energie verde. Doi la mână pentru că au cele mai mici prețuri ca și furnizare. Pentru că este singura companie care și furnizează energie electrică, nu doar produce. Da? Și are niște prețuri competitive care pot crește de-a lungul timpului și pot crește și productivitatea companiei. Dar haideți totuși să ne uităm, să vedem ce se poate întâmpla cu această companie și să ne uităm peste aceste rapoarte. Dar prima și prima dată vedem că portofoliul meu astăzi, în data de 23.1.2024, a suferit o pierdere destul de mare din cauza acestei vânzări masive, pot să-i spun. Da, pentru că nu cred că este un lucru care neapărat să fie un impact atât de mare în venitul viitor al companiei, pentru că eu vreau să investesc pe termen lung. Oricum, anul acesta, de asta mi-am și propus să investesc minim 15.000 de lei în Bursa de Valori București, da, pentru că mă aștept la astfel de scăderi, probabil doar pentru câtva timp, și aș vrea să profit de aceste lucruri. Ce nu-mi convine, să zic așa, un pic legat de această scădere, este că nu am prins prețul acesta la ultima mea achiziție, pentru că am mai cumpărat încă 3 acțiuni la hidroelectrică și 21 de acțiuni la TVBT ETF. Și după cum vedem, am cumpărat acțiunea la hidroelectrică la un preț de 129,9 lei per acțiune și dacă era să cumpăr acum, cumpăram cu aproximativ 27 de lei mai puțin, ceea ce ar fi însemnat că aveam 50 de lei aici cash pe cont în loc de 23. Dar asta este... Nu mă supără neapărat acest lucru pentru că investesc pe termen lung și o să vreau să investesc și în această companie și probabil luna viitoare când o să reușesc să investesc sper să prind iarăși un preț mediu mai mic. Da? Vedem că aproape aș putea să cumpăr în momentul de față sub prețul meu mediu, ceea ce nu mă poate deranja absolut deloc. Dar chiar aș fi foarte bucuros dacă aș reuși să fac acest lucru. După cum am spus, cam acesta este singurul lucru care mă deranjează în momentul de față, dar haideți să vedem ce spun aceste bănci de investiții. Vedem că analiștii de la Morgan Stanley au redus prețul țintă pentru hidroelectrica de la 110 lei la 95 și prețul de piață atunci a fost de 125 de lei, acum este de 120 de lei. Ei bine, nu știu dacă să fiu neapărat de acord cu această raportare sau nu. Eu în momentul de față chiar cred că acțiunile la hidroelectrica, după ce se va publica dividendul, vor fi destul de atractive și vor crește în preț, dar asta o să o putem vedea doar atunci când cei de la hidroelectrica lansează, să zic așa, dividendul sau propun un dividend spre aprobare, da, spre vot, înainte de ex-date. Doar atunci o să vedem, de fapt, cât de mult o să crească prețul companiei hidroelectrica. Pentru că în momentul de față, dacă se distribuie un 13,5, poate chiar 14 lei în dividend brut, eu zic că este un dividend foarte, foarte atractiv, mai ales la prețul actual de 120 de lei per acțiune, dar după cum am spus, o să vedem atunci. Ce spun analiștii băncii americane de investiții Morgan Stanley? Au redus prețul țintă pentru acțiunile producătorului de energie verde, hidroelectrica, de la 110 la 95 de lei. Da, adică o scădere de 24% față de prețul de tranzacționare de acum. Deci hidroelectrica a fost retrogradată de către aceștia datorită scăderii prețurilor la energie electrică în Europa. Da?
Atât compania românească de stat, cât și compania poloneză CEZ par scumpe acum, da, au spus analiștii. Sitbon notează faptul că recenta corecție a prețului energiei electrice la 85 de euro pe megawatt de la 120 în ultimele 3 luni nu se reflectă în creșterea prețului acțiunii de la hidroelectrica, da, în aceeași perioadă. Dacă o acțiune încadrată la underweight înseamnă că aceasta superformează în comparație cu industria sau cu indicele din care face parte. Ei bine, aceleași îngrijorări legate de prețul energiei se aplică și în cazul CEZ, încadrată de asemenea la underweight. La CEZ, Morgan a redus targetul de preț de la 830 de coroane CH la 770, da, vedem și acolo o scădere. Ei bine, compania a încheiat în primele 9 luni din 2023 cu un profit de 5,2 miliarde, mai mare față de anul trecut, fix în aceeași perioadă, cu 42%. În 2022 a făcut un venit sau un profit mult mai mic decât în 2023. Și după mine nu ar trebui neapărat să ne luăm anumite decizii după un preț țintă dat de o bancă de investiții, pentru că ei pot avea mai multe interese, da? Pot avea un interes cum ar fi să scadă prețul de acțiune, ca ei să achiziționeze în masă, în așa fel încât dividendul pe care o să îl încaseze să fie de un randament din două cifre, da? Să zicem 10, poate 11%. Poate fi și asta o strategie, nu spun neapărat că despre asta este vorba, dar eu sincer nu mă sperii absolut deloc, încă după cum am spus îmi este un pic ciudă că am cumpărat fix înainte de scădere cu o zi, dar asta este, până la urmă nu putem să ghicim piața tot timpul, de asta ar fi bine să investim eșalonat în fiecare săptămână, doar că încă nu dispun de astfel de sume în așa fel încât să investesc X sumă în fiecare săptămână sau un X zi din săptămână, da? Dar probabil în viitor o să reușesc să fac acest lucru. Dar ce mai putem să vedem este reversul medaliei, să zic așa. Cel mai bine cotat analist de la Barclays, da, această companie, da, această bancă, care acoperă hidroelectrica cu un preț țintă pentru acțiuni de 135 de lei. Deci sunt cumva două bănci, să zic așa, și două bănci care investesc și au analiști care sunt destul de bun, da, în zona asta de investiții, oferă două targeturi, să zicem așa, destul de diferite. Unii văd o potențială creștere, alții o potențială scădere. De aceea, părerile sunt împărțite și fiecare dintre noi trebuie să le vedem ambele, în așa fel încât să facem o acțiune pe care noi o dorim și cu care suntem împăcați. După cum am spus, nu putem să ne luăm doar după o părere, pentru că cei de la Morgan Stanley spun că o să ajungă la 95 de lei, dar nu putem neapărat să ne luăm nici după cei de la Barclays că prețul per acțiune o să ajungă la 135. Eu tind să fiu mai inclinat către aceștia de la Barclays pentru că hidroelectrica anul acesta o să distribuie un dividend destul de consistent și clar acest dividend poate atrage investitori care vor să încaseze un dividend destul de mare, da? Și vedem că raportat la acest preț țintă ar mai fi un plus de 13%. Ei bine, britanicii au oferit un preț de 135 de lei pentru producătorul de energie hidroelectrica, în urcare cu circa 13% față de prețul curent de tranzacționare într-o zonă de maxim istoric înregistrat de companie. Potrivit unui raport de analiză Bloomberg anterior, aceasta oferise un preț țintă de 130 de lei per acțiune. Ei bine, analistul de la Barclays, Peter Crampton, notează că acțiunile au depășit puternic performanța sectorului european al unităților de IPO din iunie, iar acum consideră că acțiunile sunt evaluate corect pe fondul slăbiciunii continue a prețului energiei electrice în Europa. Sincer, sunt mai de acord cu acest Peter decât cu cel de la Morgan Stanley, pentru că nu poți să spui neapărat, având un rezultat foarte bun anul trecut, că a scăzut un pic prețul la energie și gata, nu mai este neapărat atrăgătoare, pentru că nu trebuie să gândim doar în termen de 3 luni, da? Mai ales că prețul per megawatt la noi este și plafonat, da? Și în momentul de față se tranzacționează la 85 de euro pe megawatt, deci nu ar fi sub cu mult față de plafonul nostru, da? Care merge după la stat tot ce este peste și atunci compania nu este 100% impactată, să zicem așa, cum poate sunt alte companii din alte țări,
unde nu au o astfel de retenție a profitului, să zic. Vedem că tot analistul acesta, Peter, vede în continuare un context favorabil pentru hidroelectrica datorită dividendului de două cifre estimat pentru 2024. Exact cum spuneam și eu, este puțin probabil ca hidroelectrica să nu fie foarte atractivă după ce se va publica acest dividend, da? Indiferent de cât va fi acesta, este un dividend care poate reprezenta un procent destul de mare cam la orice preț de achiziție pe care noi l-am avut până acum. Să nu mai spun cine a cumpărat la IPO, ce preț de achiziție ar fi putut să aibă și ce randament în dividend ar fi avut acum dacă, să zicem, o să distribuie un 14 lei per acțiune și tu să ai un preț mediu de 110, da? Randamentul îți va fi net de aproximativ 12,5-13%. Da, și cumva această companie îți poate genera bani frumoși. Vedem că Barclays a retrogradat acțiunile de la overweight la equal weight. A doua retrogradare pentru compania românească în aceeași săptămână. Luni, Morgan Stanley a redus prețul pentru hidroelectrica de la 110 la 95 de lei pe unitate și retrogradând acțiunea la underweight, da, pe fondul scăderii prețului la energie în Europa. Ce mai putem să vedem este că hidroelectrica are o capitalizare de 54 de miliarde de lei, controlată în proporție de 80% de stat, dar bănuiesc că asta deja știm. Ce putem să vedem un pic ca și mișcare în portofoliu este că și celelalte companii din zona de energie au scăzut destul de mult. De asta, să zic așa, portofoliul meu este destul de vulnerabil la o astfel de știre cu scăderea prețului la energie, da? Pentru că majoritatea companiilor mele sunt în zona de energie, de fapt nu majoritatea, ci absolut toate. Mai am pe lângă doar un ETF în care investesc lunar 500 de lei, tocmai pentru astfel de ocazii, să zicem, când portofoliul meu este cu roșul tot absolut, dar și mai vedem doar puțin verde pe zona de ETF. De asta este foarte bine să diversifici pentru a te feri din calea unei știri proaste, cum s-a întâmplat acum, să zicem, dar care poate influența tot portofoliul, pentru că putem să vedem în data de 19.1.2024 portofoliul meu avea valoare de 150.000 de lei, iar astăzi, după două zile de tranzacționare, se află la 145.000 de lei, da? Deci o scădere de 5.000 de lei în două zile. Cumva îmi asum acest lucru, dar eram conștient că se poate întâmpla când apare o mică informație legată de prețul energiei. Dar eu în continuare sunt destul de încrezător în aceste trei companii și cumva tind să cred că oricum prețul la energie probabil în viitor se va regla după ce o să scăpăm și de acest plafon. Probabil o să avem din nou o revenire, să zic așa, pe linia de plutire și o să vedem din nou acțiuni la all-time high, da? Pentru că nuclear electrica, să zicem, ieri a stat destul de bine, astăzi văd că a mai scăzut puțin, dar până la urmă sunt un investitor pe termen lung, îmi asum anumite creșteri, anumite scăderi, nu mă influențează foarte, foarte mult prețul pe acțiune sau fluctuația acestuia. Ce mă interesează pe mine este atunci când scade prețul pe acțiune să reușesc să cumpăr, da? După cum am spus, dacă reușeam să cumpăr astăzi și nu ieri, puteam cumva să scutesc încă 27 de lei, da? Ceea ce ar fi fost o sumă destul de consistentă pentru 3 acțiuni, da? Dar asta este, nu putem să ne batem, să zicem așa, cu marketul, dar asta este, nu pot tot timpul să fac cele mai bune alegeri, dar cu timpul, dacă o să investesc, sunt sigur că o să mai prind această acțiune la un preț mai scăzut, da? Sunt curios, tu ce părere ai despre această scădere a companiei Hidroelectrica, dacă și tu ai făcut parte din oamenii care au vândut această companie în această mică știre, ca și cum ar scădea prețul țintă pentru Hidroelectrica, sau ai reușit să cumperi în plus? După cum am spus, eu aș fi vrut să cumpăr, dar asta este. Sper măcar ca voi să fi apucat să cumpărați la un preț mai mic, dacă și voi aveți încredere pe termen lung în compania Hidroelectrica. Așa că până data viitoare, nu uita, alege să-ți construiești viitorul și dacă vrei să susții canalul și ai nevoie de orice fel de asigurare, ai numărul meu în descriere și o să-l lași aici pe ecran pentru a te putea ajuta cu orice asigurare și în felul acesta poți susține și canalul.